Primarul Mircea Guteau a avertizat în cadrul ședinței de Consiliu Local că va rezilia contractul firmei, care execută lucrările din zona centrală, dacă nu vor finaliza lucrările pentru a se circula pe 4 benzi în termen de 30 de zile. Edilul a mai spus că i-a păsuit destul pe constructori de când a reluat mandatul și că va face această propunere în următoarea ședință de Consiliu Local. Tractul din centru putea fi finalizat dacă era o bătă forță. Eu le-am atras ultima avertisment și l-am trimis hârtie că dacă până luna viitoare nu sunt făcute calul traiului este gata stânga, dreapta și dă drumul la circulație, voi veni spre aprobarea de asta să rezilim contractul. Așa cum am realizat la groapa de Lugoi și am avut forța și tăria să o fac în termen, așa vom face și în zona centrală, dacă lucrurile nu se vor mișca în 3 săptămâni de zile. Vă promit acest lucru, voi veni spre aprobarea noastră. Pentru că acum dau vina de pe proiectant, pe constructor, când mi-a dus planșele, pentru că atunci când s-a semnat a fost o lipsă de experiență și nu i-a fost executiv. Spun că au fost mai mulți factori care au... Că, de exemplu, proiectantul are 98% la predarea proiectului și 2% pentru urmărirea lucrării. Și acum cum să-l strângi cu planța? Dar, până la urmă, iar faptul că se mai prelungim, eu aș vrea să termin fac această lucrare. Lucrările la zona centrală din Râmnicu-Vâlcea ar putea fi finalizate până la finalul anului 2017.